Lipsa de omogenitate a lotului este principala problemă a formației SCM Craiova în acest debut de sezon. Antrenorul Bogdan Burcea spune că jucătoarele cu experiență le pot ajuta pe noile venite să se capaciteze la maxim. El spune că în Bănie a început reconstrucția unei noi echipe, dar este nevoie de timp. În acest sezon, obiectivul grupării din Bănie este clasarea în primele 8 echipe din Liga Florilor. Tehnicianul oltenilor nu este interesat de o victorie în meciul de la Vâlcea, ci mai mult de o evoluție bună a elevelor sale. Mai devreme enumeram câteva motive. Unu, jocurile foarte puține care le-am avut de pregătire, care sunt extrem de importante. Cred că nu s-au mai pregătit de mulți ani așa cum au făcut-o în această vară. Deci fetele sunt pregătite din punct de vedere fizic. Ceea ce ne lipsește, repet, sunt jocurile, omogenitatea echipei și spiritul, acel spirit care spuneam în urmă câțiva ani ne-a condus unde ne-a condus. Handbalistele cu experiența ale Craiovei cred că pot face un meci bun în fața mult mai puternice echipe din Râmnicu Vâlcea. Ideea este să jucăm bine. Nu contează dacă suntem favorite sau nu, noi trebuie să ne facem treaba acolo pe teren și la final să ieșim învingătoare. Va fi un meci foarte greu. Vâlcea, cum am spus și domnul antrenor și Carmen, este o echipă puternică care în ultimii ani s-a bătut pentru primele locuri, dar noi nu ne vom da la o parte. Sperăm să trecem de această perioadă grea și sperăm să avem un joc bun, să fim o echipă puternică, pentru că asta ne dorim. Derbiul Olteniei dintre SCM Râmnicu Vâlcea și SCM Craiova din prima etapă a Ligii 1 la handbal feminin se va juca sâmbătă de la ora 18 în sala Traian.